No! Bă, e șocolan! Îl vezi? Da, dar stă din... Aaaa! Uite, vine și nu... Montrei, nu! Montrei! Montrei! Uitați-vă, nu mai vreau, mă! Nu mai vreau la cine șobolanii! Uite! Se apropie, îl vezi? Run! Bă, vine stăla! Unde s-a dus? La 8000 de abonați e cum un șobolan în mașina voastră. Hai că mai ajunge la mașină. Hai că ajungem. Hei, sunt Montrei și astăzi filmăm un clip horror. Suntem aici cu Teo și cu Dima. Dima, și el pe acolo s-a pierdut. E ascuns, îi arde de glume lui Dima. De fapt ne-a tras țeapă și astăzi am venit să filmăm singuri un clip horror ca băieții. Ca suntem fetele. Ca fetele la Fortul 10 Leordeni, unde am primit foarte multe mesaje de la voi că s-ar petrece niște chestii necurate pe acolo, înăuntru niște ritualuri satanice. Necurate. În caz că nu știți, în jurul orașului București se află mai multe forturi și baterii. Noi am mai fost în trecut la fortul 1 Chitila, am fost... Eu am două baterii de cameră acum, dacă vrei. Da. Și în caz că vă întrebați cum arată un fort, cam așa arată. Avem aici fortul 10 Leordeni și hai să ne mai lungim să intrăm pentru că este foarte frig afară. Din prima... Mi-au înghețat urechile. Da. O bune, simt... Am țurțuri în ele. Da, chiar a început să fie foarte frig afară și o să ne fie din ce în ce mai greu să filmăm clipurile astea horror. Ia vezi ce scrie aici. Free hugs. Unde? Îmbrățișări gratis. Unde? Uite în spatele tău. Dar oare de la cine? A, free hugs. Oare de la cine îmbrățișările astea? A, uite, de la ăsta. Hai că... Băi, băieți, nu știu ce noroc am eu în viață, însă de fiecare dată când trebuie să filmez un clip horror, se întâmplă să stric câte ceva. Ca idee, ieri după ce am ajuns la fort, am parcat mașina, m-am dat jos, am pornit camera, am montat luminile și ce credeți? Am scăpat camera direct pe obiectiv. Praf s-a făcut. Totuși am văzut că încă filmează, așa că am zis, bă, hai că poate nu l-am stricat, și așa am mai stricat un obiectiv înainte și a trebuit să-mi cumpăr altul, dar o să vedeți pe filmarea de astăzi că până la urmă nu prea e ok, sunt unele momente în care camera face de zici că e posedată, începe să frameze și se vede foarte nașpa, așa că trebuie să-mi iau alt obiectiv. Și dacă tot schimb obiectivul, am ales să fac un upgrade și să-mi iau ceva mult mai wide. Este vorba de obiectivul 10-18 de la Sony, cel mai bun obiectiv pentru vlogging și l-am găsit deja la prietenii mei de la Evomag la cel mai bun preț de pe piață. Și pe lângă asta, cei de la Evomag au dat drumul la runda a doua de Black Friday, unde puteți găsi reduceri de până la 80% la telefoane, laptopuri, calculatoare, trotinete electrice, accesorii pentru trotinete, electronice și multe altele. Găsiți linkul celor de la Evomag aici pe ecran sau jos în descriere în caz că vreți să vă cumpărați ceva în perioada asta de Black Friday. Eu am profitat de ocazie și mi-am comandat obiectivul despre care vă vorbeam mai devreme. O să vă placă foarte mult calitatea clipurilor de acum încolo, însă hai să ne mai lungim și revenim din fort. Înainte de toate, nu uitați să bușiți butonul de like dacă vreți să mai facem clipuri horror de acum încolo, să lăsați un comentariu cu locația în care ați vrea să mai mergem, pentru că știți povestea, am început să rămânem fără idei, sunt locuri limitate în România, dar în curând o să mergem și prin Bulgaria, Cernobâl și multe altele, dacă ar deschide ăștia granița. Nu uitați să dați și un share la clipul ăsta ca să-l vadă toți prietenii voștri și să vă abonați la canal în caz că nu ați făcut-o încă, să-i dați și lui Teo un follow pe Instagram, subscribe pe canalul de YouTube, pentru că... Foarte de treabă, a venit cu mine, nu m-a lăsat aici singur. E de treabă, Teo, da. Ăsta. Vreau să merg o dată singur într-un loc ăsta, da? Vorbim, mi-e frică și cu tine. Bă, eu am fost și nu e combinație. Ai fost singur, singur? Da, am fost în pădure, am fost, mi se pare că și... Singur, singur? Da. Bă, ești nebun și cum a fost? Și ar trebui să intrăm prin asta, nu? Bă, mergi și tu odată, să vezi cum e. Putem să intrăm și noi sau? Da, da. Și acum vezi că se dărâmă tot ăsta. Da. Hai să intru și eu. Bun. Deci, putem să urcăm sau să urcăm. Sau mergem mai. Sau să urcăm. Pe... Bă! Bă, observ că de cald s-a făcut? Nu, observ că pute. Și pute, dar s-a făcut cald. Ce e? Sau oare pute că e cald? Asta e. Ce cu steaua asta aici? Asta e și camera de torturi. Hai să urcăm. Și acum parcă vezi că mi-au o bâtă în cap de la cineva, direct somn. Unde s-a ieșit să te apăr? Da? De unde? Că a fost primul. Nu simt mai bine acum. Ok. Deci pe aici ieșim înapoi în pădure. Da, trebuie să mergem printr-o pădure și prin moloz, noroi, boschet și multe altele ca să ajungem aici. Și în cele din urmă, fii atent că am ajuns pe insula Mako. Păi, Gemma. Am ajuns pe insula Mako. Te-ai trebuit să spun ceva. Ce? Sunt o sirenă. Asta e un fel de intrare secretă aici sau? Măi, de unde duce asta? A, e bine, uite, am găsit o armă.
Bă, asta zici că e praștie de aia, dar doar că n-are de ăla, știi ce zic? Da. Dar de ce s-a... Stai că mă transform în păianjen și eu, mușcă-mă. Măi, ce mușcă și ăla. E volt. Hai că nu e mare deloc. Bă, uite, mirea, bă, ăla scade în cap. Ce ăla ești nebun? Bă, uite-te și aici. Mamă, hai să plecăm, mă, 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 unde s-a dus? Stai, bă, că mă... Nu mai, hai să plecăm de aici, că nu... Mie nu prea-mi plac insectele. Haideți să ne întoarcem. Ok. Hai, da. Vrei să o dăm puțin pe prințul din Persia? O luăm pe acolo. Da, hai. Hai. Hai că... Pe bune, pe acolo. Prințul din Persia, a? Vezi cum... Alegere. Să coborâm frumos pe scări și să urcăm pe acolo sau, sau să mergem... urcăm și să plecăm acasă, că am văzut o gaură pe aici. Hai că intri pe acolo. Dar nu era să vezi un cap acolo care făcea așa. Da, zi, zi-mă adevărat, deci coborâm și urcăm pe acolo ca un om normal. Aici, sau urcăm pe acolo. De fapt, pardon. A, așa că am prins din Persia. Mamă, dar aici... Vrei vișinată? Bă, nu, că sunt cu mașina. Băi, eu sunt puțin panicat că... Na. Și aici trebuia să fie insula Mako, dar cineva a blocat ieșirea. Păi, cred că ordin. Ordin, nu? Da. Hai să vedem ce găsim pe aici. A găsit ordinul chipsurilor. Bă, ce-a fost ăla? Mare șobolan acolo? Nu, nu vrei, nu. Stai. Uite, ce e ăla? No! Uite, e șobolan! Ia stai. Nu, Montrei, uite-l, se uită la tine. Montrei, unde se uită? Uite-l. Uite-l. Îl vezi? Da, stă bine. Uite, vine aici, nu? Montrei, nu! Montrei, Montrei! Bă, mi s-a stricat camera. Ia uite. Hai să vedem ce face. Montrei, nu vreau. Montrei, să mă mură dacă mai... Uite-l, uite-l. Cum faci la șobolan? Șobo, șobo. Uite-l, vezi? Vine, mă, cu atât, uitați-vă ăsta. Nu mai vrea, mă, nu-mi plac mie șobolanii. Bă, se uită la noi, e mai zbrea. Mi-e scârbă rău, dar tot hai să mergem, nu mai vin. Uite-l, 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 uite-l. Uite-l. Se apropie, îl vezi? Run. Bă, vine spre noi! Chiar venea spre noi și de mă. Bă, mie mi-e frică rău de șobolani, nu vreau, mă. Bă, era micuț, mă. Poate să fie și mic și mare, tot fug. Viețile mele m-a ajutat să fac și eu 200k pe Instagram. Da, de acolo. Fără mișto. Mă ajută și pe mine lumea. E dorința mea așa de sfârșit de an. Și dorința mea pentru anul ăsta e să fac 800.000 de abonați pe YouTube, cum am nevoie de puțin. Mă, tânculeț. Na, puțin. Și la anul facem și noi milion, așa că... Și pe Instagram 400? Da. Sau? Am 353.000 pe Instagram, dar cel mai important e să facem 800.000 pe YouTube, așa că băgați chiar acum subscribe. La 800.000 de abonați e cum un șocolan în mașina voastră. Ai, la 350.000 de abonați îi șterg contul Mundrei. Băi, ești nebun, credeam că l-ai tot fortul, dar fii atent ce e aici. Și ce crezi, în spate e tot la fel. Asta trebuie să fie o groapă. Ok, hai să vedem ce găsim. Oh, bă, rămas fără mâini, ne-am luat și fără mișto. Bă, te-a rămas fără mâini, rămas fără mâini. Loc baterii. Păi și ai baterii? Hai că am baterii. Norocul meu că am găsit bateria de rezervă, că mă și gândeam, bă, filmăm un vlog rapid, n-am nevoie de a doua baterie. Da, zi. Hai că rapid, dacă e, că se poate mai 10 km. Andrei, unde mă bagi, mă, mâncați așa? Bă, fii atent că am găsit un tunel secret. Cred că ăsta e tunelul ăla de intri, dar nu știu dacă mai ieși. Cum ar fi să dăm de mare șobolan acolo? A, fii atent că sunt niște scări. Ăsta e să dăm mai multă lume. A, da. Cred că sunt niște scări. Cred că eu nu vin. Cred că mergem, hai. Hai repede, că în caz de vreun șobolan să-i dăm. Mamă, grijă la cap. Grijă. Am găsit niște scări. Băi, e foarte strâmb tunelul ăsta, nu știu dacă vă dați seama. Hai să urcăm. Bă, fortul ăsta chiar e mult mai mare ca celelalte. De-aia s-o cise. Unde mai ajuns, mă, fraților? Fii atent, că aici cobori. Bă, mă, ce e ăsta, mă, turul? De iar am găsit aici. Fortului. Cred că am găsit. Ce e aici? Este așa. Nu prea aș vrea să urc până acolo sus. Dar hai să vedem.
Unde ne duce asta? Cred că nu ce direct în beci. Mă, ce e aici, mă? Da, tu știi să te mai întorci? De unde să știu? Hai că ne mai întoarcem dacă e. Unde am ajuns, fraților? Bă, unde suntem? E fiel. Ce acolo? Trebuie să ne întoarcem. A, gata. Fac. Păi și pe aici ce făceau? Trăgeau cu săgeți? Cred că pe aici trăgeau cu armele, da. E bine că ești tu primul, în caz că dai de un șobolan. Ăla ești. Păi în caz că dau de un șobolan, a sărit pe tine. Mamă, cât de mare era pe engine-ul ăla, dă-i. Dă-i. Wow. Ha! Vezi că te-am înjurat băieții data trecută. Păi zici că nu, dar asta intră să se sperie. Ți-a umplut frigiderul. Mamă, hai că nu ne rupem de tu dacă e. Tu îți dai seama parcurs ce am face noi pe aici. Dar cine? Unde? N-am fost pe aici? A, uite, o săgeată, e clar. Pe aici trebuie să o luăm. M-a luat o durere de cap. Până mă ostrogoricle, rău. Păi n-am luat o durere de cap și nu cred că e bine, cred că e un... Ia. Încă o săgeată. Urcăm. Ia, aici ce e? De armat asta. Bun, aici e fondat. A, ba, nu? Ba, da? Da. E foarte nașpa cu forturile astea pentru că te pierzi extrem de ușor și nu mai știm să ne întoarcem. Și dacă ne-am pierdut, e nașpa pentru că n-avem se mai semnal. Face și ora 11. N-avem semnal. Să ne prindă 11 că ne-am dus. Da. Ne prinde Guvido aici. Când mai era Dima, mai ținea și el minte drumurile. La... Noi suntem paletă. Unde, bă, că eu țineam minte drumurile. Da? Da. Cum, bă? Păi, cum vină pe astea? Ha, să vedem dacă ești. Aici e X-ul. X, ia fiare ce scrie, ești blocat. Hai că mergi bine dacă e. Lăsați un comentariu, spuneți-ne dacă ieșim de aici în următoarea jumătate de oră. Eu cred că ne mai plimbăm o oră minim. Eu, săgeata asta aici ne întoarcem înapoi, dar e bine, cum ne mergem așa. X. Cred că X-ul ăla de fapt înseamnă că e blocat. Păi, deja cum pe aici. Așa. Bă, frate, ce sunt insectele astea? Și puteți să ieșim și pe aici. Unde? Hai, că dacă ieșim de aici, mai ajungem noi acasă. Chiar interesant, mă așteptam să fie mai mic, însă ne-am plimbat ceva. Uite, avem și o mască, cine a venit aici s-a protejat de Covid. Bă, dar eu ce fac, mă, cu ciurinii ăștia? One eternity later. Hai, mă, că am reușit într-un final să ieșim, însă, acum, partea cea mai interesantă, să găsim drumul înapoi spre mașină. Știți ce zic? Bun, ideea e că noi suntem aici, în pădure, și mașina este undeva pe aici, pe centură, și noi trebuie să mergem prin toată pădurea asta, bam, 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 până aici. Succes! Hai să pornim lumina. Pe aici trebuie să mergem noi. Ești pregătit? Da. Da. Vreau acasă. Și în caz că vă întrebați ce are camera de framează așa, cred că e o prezență pe aici, ce îmi blurează frame-urile, nu știu ce se întâmplă, că mi-a mâncat zilele camera asta. E IT-stă. Pe bune, nu știu ce se întâmplă, dar să sperăm că găsim măcar drumul spre mașină și în curând o să schimb eu camera, schimb obiectivul, văd eu ce fac, că își bat fantomele astea joc de mine. Ia fiți atenți. A, O, subscribe. Hai că... Băieți, din păcate aici se încheie și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să bușiți butonul de like și să lăsați chiar acum un comentariu cu locația în care vreți să mergem să mai filmăm. Să-i dați și lui Teo un follow pe Instagram, subscribe pe canalul de YouTube, să dați și un share la clipul ăsta ca să-l vadă toți prietenii voștri. Nu uitați că puteți să vă comandați cel mai fresh merch de pe site-ul meu www.alexmontrei.com. Îl găsiți aici pe ecran sau jos în descriere. Vine și site-ul lui Teo în curând, e în construcție acolo. E pe drum, a luat acum trenul. Și haideți să strângem 30.000 de like-uri la vlogul ăsta pentru următorul clip horror, însă cam atât de aici, noi încă mergem să căutăm mergem mașina. Mergem pe câini, să ne luptăm cu ei. Hai că mergem să căutăm mașina. Eu am fost Montreal, până data viitoare v-am pupat. Pa. Hai că mai ajunge la mașina. Hai că ajungem.